No, așa. Acum e 3 și 10 minute, au mai trecut 40 de minute de când am curățat electrozii. Se poate vedea cum lucrează. Cred că mai bine se vede așa în lumina de aici, ia să vedem. Se văd bulele de aer. Era acolo jos. Se vede cum este încărcat cu oxid electrodul, depunerea care se adună. Ok. Eu acum am să-l opresc, adică am să scot din priză și am să verific concentrația în părți per milion, presupun că are peste 15, pentru că după prima concentrație, după prima curățare, procesul se accelerează și concentrația crește exponențial în părți per milion. Ok, acum îl scot din priză. Încărcătorul, alimentatorul, pardon. Așteptăm câteva secunde. Se poate vedea că la un moment dat oxigenul nu o să mai iasă. Da, deja nu mai iese. Iar partea de jos se întărește. Ideea este să nu scot imediat, să nu scot electrodul din apă imediat după ce am întrerupt alimentarea cu curent, pentru că rămân impurități. Oxidul respectiv este foarte fragil și se desprinde de pe electrod și rămâne în apă. Ok, deja el a căpătat o culoare albă, el se albește, oxidul, nu știu cât de bine se vede aici. Ok. Revenim înapoi. Da, cred că pot să-l scot acum. Încet. Ia să vedem. Ah, înainte de a-l scoate, se poate vedea în lumină aici, în borcan, se poate vedea suspensia de particule de argint în apă. Aici, pe partea cealaltă, în lumină se vede cel mai bine. Ca niște valuri, așa. Particulele de argint în suspensie. Good. Acum scot capacul. Încet. Electrodul acesta se vede nu cred că e suficientă camera asta pentru ok, să-l punem în chiuvetă, să-l curăț imediat. Amestec soluția. Așa, good. Și să vedem cât are. Am pus. Are 15. E ok. Ținem cont că pe asta o să o beau în 2-3 zile, nu o să apuce să scade prea mult, eventual mai în jur de 10, că o să o consum repede. Ok. Cam asta a fost cu argintul. Deci, a durat până la și 10 ore jumate, 2 ore și 10 minute. Cu un alimentator mai cu o tensiune mai mare, timpul se înjumătățește, dacă nu și mai mult. Cam asta a fost.
cum urmează consumul lui. Sper să-ți folosească.